Spania este în șoc după ce un copil de 9 ani a fost ucis de un recidivist eliberat condiționat cu un an în urmă. Polițiștii au reușit cu greu să potolească mulțimea furioasă, hotărâtă să-l linșeze pe criminal. Detaliile acestei povești le spune corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Ieri, o familie din La Rioja, un oraș din nordul Spaniei, a sunat la poliție să spună că sunt disperați că nu găsesc unul dintre copiii de 9 ani care se juca până la un moment dat într-un parc din cartier. Peste câteva ore, un vecin din acel cartier a sunat la poliție să spună că a văzut ceea ce părea un cadavru de copil. Poliția a venit imediat, a venit și ambulanța, au încercat zeci de minute să-l resusciteze pe acest copil, nu au reușit din păcate. Ancheta a durat foarte puțin. De ce? Pentru că prin proceduri specifice au ajuns la acest om care a și recunoscut fapta sa. El are un profil care i-a condus pe polițiști direct la ușa lui. Este un recidivist pentru că el fusese condamnat în urmă cu 20 de ani la închisoare pentru o crimă. El a ucis atunci o femeie pe care o cunoscuse la o agenție imobiliară din oraș. Iată că la numai un an după ce a fost eliberat condiționat din închisoare, acest bărbat de 57 de ani a lovit din nou. A ucis un copil la întâmplare în parcul din cartierul de unde stătea. Vestea că acest copil a murit și venirea poliției la ușa casei unde locuia acest bărbat a scos mulțimea în stradă, o mulțime furioasă și dornică de răzbunare. Cu greu au reușit polițiștii să oprească mulțimea, să-l linșeze pe bărbat atunci când l-au scos din încăpere să-l ducă în arest. Desigur, acum poliția caută mai multe informații și le va face publice în timp. Însă, întreaga suflare din Spania care se uită cu interes la această știre, se întreabă cum a fost posibil ca un criminal cu acest profil să fie eliberat condiționat, să primească undă verde pentru libertate înainte de termen. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.